deranjează că m-ai găsit în viu? Te deranjează că trăiesc? Altora nu le place să citească ce scriu eu, cam asta fi. Așa, mie îmi place să beau. Dar nu le place la toți să mă vadă. Ești venit cu vreo remorcă sau ești singură? Nu, nu mai am. Te-ai însurat? Nu. Oh, no! Mamă, știi cum ai trecut pe lângă un cap în gură? Deci dacă afla că te-ai însurat și m-ai chemat pe mine la nuntă, deci vă pune mișcare de tine ca în sala. Mamă, ce faci, mă? Bine, tu? Normal, mă, că se schimbă. De ce vrei să rămână ca pe vremea când o călăreai tu? Nici eu pe mamă. Termină, mă, niciodată. Da? Nu. Dacă văd, așa puțin, nu? Nu, dacă s-a fac, iată, e ok, m-a dus, nu, adică ai crescut în jurul ăsta. Bravo, și tu! Ne-a plimbat cine așa de mână? Cu rugul. Am iubit-o, bă, prost! Ce mai faci? Să fac, uite, aștept să-ți la pensie, ca după aia să-mi număr zilele până când am să mor. Da! A venit Robert și cu Paula. Vezi și noi ceva. Care Paula? Tu la magazin! Urba aia? Ce carte ai scris tu, mă? O carte de poezie. Zis-a mortul! Da? Păi bă, Robi, bă, zine-mă și nouă poezie, să nu unim drept cu pruși pe aici. Hai, bă, bă! Dar cum să te amă cartea? Da, chiar. Acasă. Da? Bă, bune? Da, nici mie nu prea-mi place titlul, dar... Păi bine, băi, Robi, dacă scrieam eu o carte, știi cum să chema? Cum să fac să fug de acasă? Eu am scris o poezie. Mai mult? Păi eu vă cânt ceva. Ai și burtă, ia uite! Ce da? Da. Da. Acum, când mă uit la tine, îmi dau seama că-mi trebuie să arăt și eu.